Salut și bine ați venit la canalul de gătit Bucătărie cu Delici. Numele meu este Ignel Bogdan și astăzi vom găti împreună o prăjitură de post grecească. Această rețetă este pentru un vas de iena de 22 cm cu 30 cm și adâncime de 5 cm. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 38 grame in făcinat, 125 ml apă, 400 grame făină, coaja de la o portocală, 3 grame sare, 9,5 grame praf de copt, o linguriță scorțișoară măcinată, 350 ml suc portocale, 200 grame zahăr, 300 ml ulei măsline extra virgin, o linguriță esență vanilie, o linguriță bicarbonat, 120 grame nucă, zahăr pudră. Dragii mei, începem prin a măcina semințele de in. Acesta îl folosim ca să substituim oul. După care adăugăm apă și amestecăm. Tocmai ce am făcut un ou de in, cum îi spun bucătarii internaționali. După aceasta punem la frigider 10-15 minute. Următorul pas este să punem făina într-un bol după care radem peste coaja de la o portocală. Dacă avem mandarine, folosim două. În continuare adăugăm sarea, praful de copt și scorțișoara măcinată și amestecăm bine. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. După aceasta punem zahărul într-un bol și adăugăm uleiul de măsline, inul cu apa de la frigider și esența de vanilie, după care amestecăm un pic. Luăm sucul de portocale și deasupra compoziției punem bicarbonatul în suc și amestecăm. Adăugăm sucul de portocale peste compoziție și amestecăm din nou. Dragii mei, acum adăugăm făina în 3 rânduri și amestecăm, dar nu prea mult. Când adăugăm ultima parte de făină, adăugăm și nuca măcinată și amestecăm. Dar repet, nu prea mult. Acum luăm vasul și îl dăm cu puțin ulei, după care turnăm compoziția și o nivelăm. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 35-40 de minute. Ca să vedem dacă s-a copt, folosim testul cu scopitoarea. Acum luăm zahărul pudră și îl presărăm peste prăjitură. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. Vă pup!